În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Prea cu cei și părinți, iubiți într-o Hristos, frate-lui, iată cum Dumnezeu s-a săvârșit vecinia cu trăinia pe cu Sfânta Dumnezească Liturghie. Vă mulțumim că ați găsit timp să vedeți, să ne rugăm împreună. Și iată ce este mai frumos decât când sunt creștini împreună la rugăciune. Iată, noi acum trăim clipe grele, clipe deosebite. Multă lume este tulburată, tot ce se întâmplă în lume. Dar, fraților, noi uităm de un lucru. Noi, ca fie Dumnezeu, ca creștini care suntem după botez, devenim deci fiii lui Dumnezeu adevărați, deci fii deci calitativi, deci noi trebuie să ducem cont de un lucru. Dumnezeu, deci, când îngăduie ceva să întâmple, nu îngăduie pur și simplu. Totul este o rânduială și toată rânduiala aceasta are legătură și cu lumea care trăiește în această viață. Iată, noi ne punem întrebarea cât de des noi ajungem la o pocăință adevărată. Duminica Fiului Risipitor, toți am participat la Evanghelia care ne spune foarte clar, deci că Fiul Risipitor care s-a depărtat de Tatăl Său, a ajuns la viață păcătoasă și a venit în fire. Atunci ne punem întrebarea câți de noi își vin în fire ca să mergem deja mai departe după poruncile lui Dumnezeu. Iată, noi deseori avem această ispită a amânării. Amânăm spovedania, amânăm împărtășania, amânăm postul, amânăm rugăciunea, amânăm milostenia, amânăm vizita la un bolnav sau la un demnețat și așa mai departe. Deci tot ce e legat de viața duhovnicească, noi avem această ispită de a amâna. Iată, fraților, când amânăm aceste lucruri, să ne gândim la altceva. Cărui de noi când este a mânca când este flământ, amână de cineva de noi mâncarea. Deci noi nu amânăm, așa? Căutăm din frigider, căutăm din beci, deci noi ne ducem să potolim acea sete, deci acea foame. Care de noi este supraobosit, nu se odihnește. Sau nu caută modalitatea de a se odihni. Sau care de noi când transpirăm, când lucrăm și suntem deja, suntem murdari, nu facem o baie sau un duș. Iată, fraților, dacă noi cele lumești nu le amânăm, cu atât mai mult cei duhovnicești trebuie să ne învățăm să nu le amânăm. Vă spun un caz la mine, satul din Slujăscul Adonici. Sâmbătă a trecut la cele veșnice, un bărbat lucra în vie, curăță vie. La ora 4 seara, s-a pus pe șezut, s-a treuș. Asta a fost ultima suflare, 75 de ani. A avut intenția omul duminică să vină la slujbă. Acum, fraților, să ne gândim foarte responsabil la relația noastră cu Dumnezeu. Când e vorba de o slujbă, când e vorba de aceeași rugăciune din Tatăl nostru, elementar, orice faptă măreață, faptă dumnezeiască, să nu o amânăm. Așa cum suntem obosâți, așa ne sculăm în primul genunchi cu un Tatăl nostru, să spun. Cât de obosâți n-am fi. Sau un trei semnul Sfinte Cruci, trei închinări sau trei metanii, să le facem. Nu știm dacă mă dimineață ne trezăm sau nu ne trezăm. Și iată, în momentul în care noi ne deprindem cu această priveghere duhovnicească. Și ea, să mă credeți, nu scapt într-o zi, două, sau într-o săptămână, sau într-un an. În ani de zile. Dacă noi vedem, iată, când citim Viețile Sfinților, vedem ales Sfinții Cuvioși. Ei au făcut un efort zilnic. Au avut un război continuu. Noi toți avem cătare război. Acum, pur și simplu, lumea s-a suferit de război când s-a început și intră în panică. Panica, deci, nu este creștinească. Deci noi trebuie să suntem în rugăciune, trebuie să suntem în post. Și te duce mai mic ce au făcut cetățenii din cetatea Ninive. Da? Când Iisus a spus că trei zile Dumnezeu va șterge a voastră cetate din partea pământului. Ce au făcut toți? În post și în rugăciune. Da? Trei zile de post. Nu au mâncat nimeni. Dumnezeu a schimbat părerea. Deci atitudinea sau sentința Dumnezeu și-a schimbat. Acum dacă câteva miliarde s-ar pune la un post de o zi sau de două. S-ar mai gândi o leacă toți conducătorii lumii că și ei în sicriu se duc. Atunci, eu cred că oamenii o leacă ar fi mai responsabili pentru că în cine prinde moartea, în aceea Dumnezeu de cineva judeca pe noi. Deci, ei, fraților, să știți că chiar nu e cazul când noi să avem frică de moarte, să nu avem frică de absolut nimic în afară de frica de Dumnezeu. A fost COVID-ul, ne-a tulburat la toți. Mințele, sufletele, n-a ieșit bine din COVID și tot altceva. Ele o să fie și o să fie, fraților.
Dar în momentul în care noi am să depunem un efort concret la o pocăință, o să venim la rugăciune, o să venim la biserică, o să încercăm să schimbăm, să facem curățenie bine în inima noastră, atunci Dumnezeu ne va auzi rugăciune. Acum toți se roagă. De ce? Pentru că este problemă în lume. Dacă tot poți gine, s-a rugat cineva, puțin s-a rugat. Sau spun o mulțumesc. Asta este frasorii, vă mulțumesc la toți care au fost prezent. Vă doresc mai departe, de azi, de joi, să fie începutul bun. Și pentru dumneavoastră și pentru noi preoții, pentru că nu suntem sfinți, dar dorim să ajungem sfinți, ca și dumneavoastră. Și iată, la această lucrare avem de lucrat toți împreună, pentru că e ușor acum să-l vezi pe altul cum cade și e greu să-l ridici. O, noi avem această patimă, da? Dar, frate, să știți că dragostea merge peste tot ceea ce este murdar și vede doar ceea ce este curat. Părinte Constantin, vă doresc mai departe, păstorie blagoslovită. Cu dragă ne-am bucurat, părinte, când a spus că o să acceptați să meargă să fac slujbă de noapte. Noi mai slujim tot la două niște slujbe de noapte, am pus o dată lună plus minus, dar văzând situația care este în lume, probabil că o să mai facem mai desult slujbe de noapte. Fraților, este o leacă obositor, trupește. Dar știți Dumnezeu, deci duci cont de oboseala noastră, care tăiem din pofta somnului pentru rugăciune. Dacă facem analiză, într-un an zile noi, dacă avem un 2-3 nuți, vă 2-3,3, vă 4-5 zile de naștere acolo, și când le pui pe o încântare, vă 7-8 zile nedormit sau nopți nedormit. Și dacă acolo o noapte, într-un an zile, știu, sau două nopți, o zi la biserică, cred că nu o să fie nimic strașnic, da? Asta e, fraților, să încercăm să găsim modalitatea de a ne uni cu Dumnezeu, de a menține această unire. Și să știți, fraților, că când suntem cu Dumnezeu, noi atunci nu avem de ce să ne temem. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim, părinte!